Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. În acest episod, poate cum unii știți, vedeți, mă rog, mănâncăm PUBG Mobile. Și dacă vă place și mai vreți episoade de PUBG Mobile, nu uitați să apăsați butonul de like. În acest episod, vedem, sperăm să-l luăm puiul, să-l mâncăm, desigur. Să venim, mă parașutez. Hai că mă parașutez aici. Mă rog, știu că am lipsit de extrem de mult timp de pe YouTube, dar, mă rog, probleme, etc, nu contează. Și a revenit. Chestia e că eu de pe telefonul meu n-am mai putut filma și de asta n-am mai postat episoade. De clișul ăla acum filmez de pe un Apple, o plus și, da, asta e singura problemă. Să vedem. Acum. Și, da, de asta nu pot. De asta am putut. Să nu prea se aude joc, o secundă. Ok. Habar n-am ce să nu se aude, da, nu contează. Și nu faceți griji că din pe la jumătate lumea o să-mi iau și eu un laptop așa mai performant de gaming și o să postez, o să-mi iau PUBG-ul și o să filmez și PUBG de pe calculator. CSGO, vedem noi. Și cum vă spuneam, nu pot să filmez Clash Royale pentru că poate unii știți, nu... Apple-ul necesită un cont iCloud, adică cont de Apple, care nu e același ca de la Android, adică are alt sistem de operare. Și mă rog, am ajuns frumos, deschidem ușa, un pistol, o grenadă, luăm astea, poate o să avem nevoie de ele dacă nu le aruncăm. Bă, nu e ceva loot foarte mișto, dar mă rog. Uite, bandaje, nice. Ia bandajele, uzi, nice. Bă, nu-i cine știe ce uzi, dar la început e ok. Lol, armură de 3 din prima. Cât bulans am. Shotgun, ok. Rucsac. Bă, nu e ok, dar... Da, e chiar ok, trebuie doar o cască. Așa. Ceva gloanțe. Nope. Gloanțe. Unde sunteți? Nimic. Și cu problemele, mă rog, nu contează. Și ce să mai zic? Vreau să vă zic că acum vreo săptămână... Ce-ar mai... Lol, nice. Hai să luăm un loc de shotgun. Nice. Să aruncăm gloanțele de shotgun, ce nu-mi trebuie. Așa, scuze dacă sunt pe fundal, dar nu-i vina mea. Hai să luăm pe aici. Să luptăm și ca să suntem irobolante și sper să câștigăm. Sau măcar să ajungem. La început, deci, efectiv, eu când am dat primul match, l-am jucat în viața mea. Bine, am jucat Free Fire. Putem face și episoade de Free Fire dacă vreți. Și Knife Hit, dacă știți jocul. O scrieți doar în comentarii și vedem ce mai postăm. La casa asta am fost, cred că... A, nu, n-am fost, ok. Lol, mai efectiv... Hai, ceva bun. Ba da, aici am fost. Ia aici proces. Gloanțe, ok. Poate unii ziceți de ce le iau dacă nu le folosesc. Poate cândva găsesc un AKM, știți? Și da. Ceva, please. Nice. Hai că merg în partea asta. Aoleu. Ok. Deci eu, efectiv, eu aici credeam că mi-am pus pointul, să vedem. Da, e ok. Cu armura s-o ok. Cască nu prea am, zice bandaje. O grenadă, un smoke. Bă, ca de început e chiar ok. Chiar foarte ok. Și sper să se vadă într-o calitate mult mai bună, pentru că a rezolvat și problemele, deci... Nice. Gloanțe de astea nu-mi trebuie, pentru că nu folosesc. Ok, mai în spate am văzut. Hai să iau un loc ăsta, un MP-ul. Ok, mai ok. Sper un MP-ul mai bun decât Uziu. Mi s-a blocat, fac. Hai, ceva bun. Gloanțe iar... Bă, dar multe gloanțe. Mai, hai să iau și grenada. Bun. Da, îmi place, pentru că poți să-i pui și scope, știi?
la UMP. În curs și cred că se aude și pe video că am o voce așa mai răgușită, dar sunt și orăcită. Nimic, nimic, pe bune, nimic. Gloanțe. Bă, câte gloanțe am. E deja... Noi, perfect, gata, nu am nevoie de gloanțe. Bine, acum dacă găsesc un M14 sau ceva, ceva, e ok. Nu fugi, Vlad. Stai, mă, nu, hai. Să văd cum e cercul. E ok. Ne cred că la orășelul ăla. N-aș spune că nu o să am sonor, dar nu știu care e problema. De sonor, efectiv. Deci am mai încercat un video, bine, acolo am ajuns în primii 30, dar... Am însă un pumper că a durat cam 10 minute și le-am dat vreo 7 gloanțe în el, nici n-avea nu știu ce armură. Și l-a murit și m-a omorât de decizii. E, uite, Buggy. Hai la mine, Buggy! Haide! Eu aici am crezut că e un om pe partea cealaltă. Mi-e place foarte mult Dacia, pentru că Dacia e marca românească. Interesant. Hai că are benzină. Nu știu, mie se pare, la început, deci efectiv, în primul meci am ajuns pe locul 2, în al doilea meci locul 1, în al treilea meci la fel. Ah, hai să încercăm să-l calcăm. Du-te, Gică! Nu mă vede, nu mă vede, Gică, nu mă vede tipul. Easy. Deja presimt. Deja presimt titlul, l-am călcat. Unde ești? Ne vede cine știe ce boss. Opa, unde-te? Cred că sorb. Undeva pe aici trebuie să fie. Da, cred că sorb. Pune pana mea. Nu, am pierdut. Nu, vorbesc serios. Unde naiba e lutul? A, sarta. A, am călcat. Haba, n-am unde. Ei, nu contează. A, n-am văzut că avea armură. Cred că nici cască n-avea. Oprim aici frumos, intrăm în casă, frână, așa, am călcat. Dar ăla nici nu cred că m-am văzut, e mai nu de fel săracul, mai joacă și pentru prima dată. Uite, vezi, ceva mișto. Bine, aș prefera și altfel de armă, ca de exemplu, cum am zis, un M16, un AKM, ceva. Bine, nu zic cu MP1, e rău chiar deloc, dar prefer altă armă. Și mi sper că a fost cineva, pentru că nu prea găsesc nimic. Dă-i, așa. Sau... nu știu. Bandaje, degeaba le mai au. Că... nu, înapoi, așa. Poate eu n-am cască, acum mi-am dat seama. Gloanțe, poate o să găsesc ceva. Bă, frate, da, o cască și de level 1 e ok. Ceva. Iar gloanțe, o groază. În sfârșit, ceva cască de om. Ah, e ok, mai bine decât nimic, nu? Nu, sare. Ceva, mișcare, nu? Nu. S-a părut că am văzut pe cineva, dar las. Ei, uite, avionul, să-ți mi-l la drop. Stai, o dat deja drop-ul sau trebuie să-l dea? Bă, unde ești? Unde ești? Nu mișca! Ești înconjurat! Mori. Așa, nice. Am tras și eu ca ultimul noob. Cineva. Hai, lutează, rapid. Bun, SKS nu-mi trebuie. N-avea nimic ca să... Oh my god. Și eu când mă așteptam direct, nu știu ce, scar, full modificat, apă, să mai întâmplă. Deci, nu l-a dat în partea asta, înseamnă că undeva în partea aia trebuie să-l fi dat. Dacă nu a picat deja drop-ul. Dai. Suntem în cer, deci bine. Uite mașinuța mea. Hai că mergem totuși în partea aia puțin. Poate îl vedem. Că îmi trebuie neapărat mai mult loot. Adică bine, am, dar veste de 3, sigur. Dar am casca de 1, deci dacă prins vreo 3 gloanțe, e gata casca. Deci 5-3, e ok. Loot, unde ești loot-ul? Băi, uite al Buggy. Se leu pe ăsta, cred că poate are mai multă benzină.
Și și colorat, frumos. Hai, nu te bloca. Drive. Și o zic că un episod de asta în fiecare zi, sau cel puțin la o dată la două zile, e ok. Și am revenit, deci e ok. Bine, acum nu mă laud, dar ca să nu... Zic să am ceva de povestit, să nu stau mut, ceva de genul. Tot episodul și să... Nu zic nimic. Ceva cerc. M-aș duce... Să-ți văd. Stai undeva pe acolo. A, fix în partea cealaltă. Cam așa. Ca să am și eu ceva de spus. Odată, deci, am dat un meci de squad. Pentru prima dată. Și... relaxat, am dat cu încă trei tipi. Unul s-a deconectat din primele 5 secunde, sau i s-a blocat, Dumnezeu știe, și am mai dat de doi, care efectiv ne-am parașutat și vreo 5 minute, că am prins parcă vreo două cercuri, vreo 10, 5 sau 10 minute, o stat efectiv în același loc. Opa, vorbesc prea rapid. Deci o stat în același loc. Nu am făcut absolut nimic. Eu am făcut toate kill-urile. Și eu am zis că, bă, haideți că totuși vine cercul, hai, făgem. Ei nu ziceau nimica. Efectiv, stăteau. Bine, se plimbau, nu era o feca. Trebuie să... Nu știu. Aștept să vină cercul ca să văd exact. E, drop, drop, please, drop. Uite, merg la drop. Nu, cred că e pe partea cealaltă a podului. Nu. A insulei, ce doamne, pod. Da, păi, pe acea. Da, hai, că încerc. Că nu știu exact... Dar cred că o să fie pe cealaltă parte. Cercul. Și vedem, hai. Hai. What? Ah, mai e. Nu! Fuck! Well, rip. No, treci în notă, Vlad. No, dă-i și notă. Mi-o trebuie mie, dar nici n-am văzut. E n-apă drop-ul. Da, deci îmi trebuie să ajung undeva pe aici. N-apă, dă-i și notă, ce să zic. Deci am dat așa, eu o prins o mașină. What? Îmi explicați, vă rog, cum mi-am luat din viață. Deci, efectiv, azi... Aoleo, mai e unul. Fugi. Fugi, 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 fugi. Nu-mi place când suntem așa. Bă, în principiu aș ajunge înaintea lui, ori la drop, ori pe insulă. Și aș reuși să-l omor. A, bă, vedem. Chestia e destul de mult. Și așa, eu prins o mașină, pe mine m-a lăsat în spate, eram în cerc, am ajuns foarte puțin în viață, eu murit. Nu știu cum am murit, dar am murit. Și le-am luat itemele fain, frumos. E chestia când rămâi așa... Ceva genul care stă, pentru că unul nu prea ai șanse ca să câștigi când ești unul versus echipe de patru. Și m-am ascuns într-o cutiuță de aia mică, cum place mie să zic cutie, clădire de aia foarte mică. M-am ascuns și am așteptat. Când venea unul, ieșeam, pac, îl omoram, îi luam itemele. Și l-am ajuns în finală, cercul era mic, erau parcă vreo 3, unul pe unul l-a lăsat în apă, era un râu, ceva genul. Eu eram, zicem, în partea în care fac acum. Eram la o căsuță mică. Ăștia veneau pe apă cu barca, am zis că erau trei, n-aveam ce să fac, trebuia să-i campez, să-i aștept. Și am așteptat, unul nu știu ce-a făcut că a murit din cauza cercului, borderului. Aoleu, a fost luat. Așa, se pare că văd pe cineva, nu știu sigur. A murit din cauza borderului și m-a rămas doi. Se duceau la drop. Și am zis că, bă, acum ori niciodată am ieșit de acolo, l-am luat pe primul din față, l-am luat și pe al doilea, că nu se uitau la mine. Efectiv, fugeau spre drop. Și am omorât și ziuin. Trebuie să beau neapărat un energy drink. Nu știu. Bă, o durat. Deci, episodul ăsta cred că oricum îl pun. Că e chestia... Filmez destul de greu, pentru că intri într-un meci. Și se întâmplă, da, chestii, mișto, kill-uri, kill din săritură, nu știu ce, nu știu cum, se întâmplă la final că mor dintr-o prostie și zicem, hai, că mai încerc o dată să mai filmez. Ce, bine, mie nu am murit dintr-o prostie. La chiar avea iteme mai bun, eu aveam o amătă de cască, unul care așa era spartă. Mai ui? Nop, ghiciți cum fac eu rost de easy iteme. Deci, efectiv, asta e în apă. Pe bun. Și am mai dat un drop, dar n-ajung la el. E ok. Nu, vreau să ajung puțin la mal ca să încerc să-l omor.
îl omor și apoi mă duc după ce vaită mea. Hai, rapid! Cineva? N-ai o piatră. Așa. Unde-i? Bă, cred că-l pot omoră, că am 2X-ul, deci în principiu aș putea să-l omor. Hai că am ajuns și eu la mal. Îmi iau frumos UMP-ul meu mirobolant și îi dăm în cap să zacă. Ce fabos, probleme în paradis? I-am dat. Easy. Reîncarcă, îmi dau și un... Nu, painkiller, n-am altceva. Îmi dau painkiller. Hai, rapid. Dă-i. Nice, fugi. Că poate avea și altceva iteme bune și... I don't know. Aule, pe fundul apii, ce naiba? Te rog, zic că nu trebuie să cobor. Pe de departe l-am mai bătut și eu. Na, cred că trebuie. Ceva. Nu pe bune. Sus. Hai, la drog, că poate îmi pică și mie ceva bun. Pe mine stai în apă, că mai ales eu sunt foarte descoperit acum. Dar poate îmi pică și mie ceva mișto la drog. Nu cred. Bă! În loc de ăsta... Bă! Nice! Hai, că o schimb din nou pe asta. Bă! Aoleu, câte gloanțe am, Dumnezeule! Ăla, am minigun, lol! Mai suntem 24 în viață. Deci meciul ăsta o duce mai bine. Acum aș dă... Da, acum... Nu știu, depinde unde o să fie cercul. Eu vreau într-un fel să cambie. Nu știu, ceva genul ăla, nu-s genul ăla. Gata, am prins o mașină și ai tămei bunicele și mă duc să-i omor. Bine, pentru episoade își face, dar e chestia mor. Eu zic că mai bine vedeți un episod... Lol, ce încet mergeam. Eu zic că mai bine vedeți un episod în care ori câștig, dar măcar ajung pe locul primei, ori ce să mă duc... Să mă duc după ei și să mă omoare, să ajung în primii 30, dar am făcut 10 fraguri. Fraguri, ce se cu doamne. Ei, uite o mașină, nice. Hai să ne mudem. Unde-i cercul? În ce parte să ne îndreptăm? Deci nu cred. Oleo. Da. Da, păi e o problemă. Mare. Care problema? Ghiciți ce? E pe partea cealaltă, cercul, băgam ea și picioarele. E pe partea cealaltă. Am venit pe partea aia crezând că cercul ăsta. Adică era o mare parte. Și de un știu că e farmul. Drive. Nu du-te, Vlad. Stai. Să pun. Nu știu, mi-e frică să nu campeze cineva la pod. Dar cred că o să las bagiul și o să mă duc pe jos. Pentru că... Ok. Mai suntem 19. Nice. Și nici n-am o mașină de aia care zici că e acoperită și cât de cât... Poți face ceva cu ea. Hai că prinde aproape 100. Prinde 100, că asta chiar nu știu. Adică am mai teme bunicele. Nu zic că extrem de bune. Mai am un painkiller. Deci, ok. Mai suntem 18 în viață. Fete că luăm puiul. Ce? Am o tucicletă. N-am văzut. Nu vreau să cad iar în apă ca nubu. Am eu presiune că cineva campează, nu știu de ce, dar e chestia, sunt două variante, ori mă duc într-un minut, nu știu dacă reușesc eu să trec apa. Și chestia, pot campa unii la apă. Bine, și eu pot să mă duc să campez podul, dacă nu-i nimeni. Aici, deci, floarea aia mov, am crezut că e un om, era să fac infart direct. Cineva? Deci, într-un minut, eu nu cred că am timp într-un minut să trec, știi? Hai, e cineva? Nu văd. Încerc să mă duc mai după mașină, să mai fac așa, ca să mă rateze. Că dacă îi măcar știu, mă opresc și îl omor. Da, cred că e cineva. Sau nu? Hai că am scăpat, e bine, foarte bine. Nu, dă-i și du-te. Stai, uite, mă duc în... O să fie mulți aici, pun pariu. Vreau să mă uit la iteme imediat, că am și-o naștă. Pe bune nu-i, uite aici, în față. Mă duc și mă opresc. Că totuși, frate, am și-o rucsac de unul, deci... What?
Și mi s-a dus camera așa, apar, na. Uite, vedeți? Că a fost o idee bună. Aici mai greu. Uite, chestia asta nu-mi trebuie, gloanțele astea nu-mi trebuie. Și am mai scăpat de chestii. Ceva, ceva mișcare? Ceva? Nu văd. Suntem 15 cercui. Deci cercul o să nu știu. Loric, are VSS, nu cred. Să fie greu să-l omorâm pe ăla. Nu știu, asta e prima episod, deci nu știu, poate la unii va place, poate la alții nu. Și vreau să vă mulțumesc pe toți să stau așa și să îi campez. Unor interesant când vin, știi, pot să omorâ. Dar alteori nu e chiar așa interesant. Să-i filmez? Da. Ok. Credeam că nu filmez. Unde-i? Mi se pare că văd cineva la casa aia din față, sau poate nu m-am supărut. Unul îmi dă cu shotgun, deci nu cred eu că are altă armă mai mișto. Unul are AKM. Bun, hai că se termină și ne mutăm, ok? Să nu gândesc că stau într-un singur loc. Oricum, bine, oricum trebuie să ne mutăm, pentru că nu cred eu că mai prind un cerc. Mai suntem 12. Aș fi filmat și Free Fire Battlegrounds. E un joc asemănător cu ăsta. Numai că ăla... Deci, logic, la jocul ăla. Hai să ne mutăm. Sunt bine, uite, mă duc acolo. Logică la jocul ăla. M-am închis în urmă. Logică la jocul ăla. Nici n-am parat primul cer și mai sunt 10 ani. Și... Dă-i. Dă-i că-l. Bravo. GG. Bă, da, încarcă. Hai că poate au avut și el ceva e mai bune. Hai, poate câștigăm. Ceva. First aid kit. Vreau să iau M4 în loc. Nu-i bine, Dumnezeule. Hai zicem că e ok. Hai zicem că e ok. Nu fugi. Dă-i și fugi. Uite, ăsta nu-mi trebuie. Nu mai trebuie gloanțe. E unii mă mașină. Mașinuță, hai la mine. Fete, că m-am descurcat și cu ghiozan de 1. Am M4, care e mai bun decât un MP1. Cât mai suntem? Mai suntem 8 în viață. Pum, pare eu că unul sau măcar unul să fie la casele astea. Uite drop-ul. Ne riscăm? Depinde. Ok. S-a bătut ăștia aici. Nu, dacă vedem pe cineva, cred că ne retrage. Da, păi cineva. Nu bor single. Hai, boss, dă-i și fugi. Nu! Îs mort, rip. Nu fugi, Vlad, te rog, nu mă omoră, please. Hai, mi-o da cap. M-o omorât. N-am avut ce să fac, am avut foarte puțină viață. Păi, cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și la prieteni și subscribe și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!